Ostilitatea PSD-ului față de capitalul străin nu este decât folclor urban, este titlul sub care Paul Stănescu a făcut astăzi o declarație politică în ședința Senatului. Adversarii politici au încercat în ultima perioadă etichetarea PSD ca partid ostil capitalului străin. Nimic mai fals, această acuzație nu este adevărată nici ca intenție, nici ca fapt. Suntem integrați într-o piață unică și într-o economie globală, ceea ce face ca această acuzație să fie o contradicție cu starea de fapt. Însă știind că un adevăr rostogolit de multe ori tinde să devină un adevăr, cred că este nevoie să resping această știre falsă prin argumente. În primul rând, cifrele arată că fluxul de investiții străine a început să aibă un trend crescător în guvernarea PSD din perioada 2012-2015, după ce în timpul guvernării de dreapta a PDL a cunoscut o scădere abruptă pe fondul crizei economice. Chiar și așa, faptul că fluxul de investiții și-a revenit și a crescut chiar în guvernarea PSD demonstrează tocmai contrariul celor afirmate de adversarii noștri politici, spune Paul Stănescu. Senatorul subliniază că PSD susține puternic capitalul românesc, dar rămâne și un suporter al capitalului străin, respectându-și astfel angajamentul din programul de guvernare. Pe de altă parte, un fapt constatat atât de către analiștii economici, prezentat în media și dezbătut la nivelul Uniunii Europene, este faptul că multinaționalele, prin diverse tertipuri financiare, își reduc profitul în țările în care îl produc pentru a plăti impozite mai mici. Această situație este valabilă și pentru România, iar PSD-ul și-a asumat prin programul de guvernare că va rezolva această situație. De ce? În primul rând pentru că statul este dator să ofere un cadru competițional corect între firme, indiferent de natura capitalului. Ori prin faptul că multinaționalele fac tot felul de inginerii financiare pentru a scoate cât mai mult profit din România, pentru a plăti taxe mai mici, competiția corectă în economie este afectată. În al doilea rând, este o obligație europeană. Românii trebuie să știe că plata impozitelor acolo unde este generat profitul a devenit o prioritate politică internațională și europeană pentru o practică echitabilă a impozitării, argumentează senatorul Paul Stănescu.